Sunt multe norme morale pe care le primim moștenire de la părinți sau bunici. Cu multe dintre ele sunt de acord, pe altele recunosc, nu le suport. Cred că avem frici dezvoltate din copilărie. Cred că avem subiecte pe care nu ne place să le discutăm, tocmai pentru că nu ni se părea corect să le discutăm cu părinții. Și ulterior au și devenit teme tabu. Mi se pare că sexul e unul dintre cele mai ocolite subiecte și asta mi se pare mai mult decât ciudat. Da, nu o să vă mint, nici mie nu mi-e ușor să discut genul ăsta de subiect. Tot probabil din cauza că undeva în subconștientul meu există gândul că nu e ok să vorbești despre sex. Dar dacă am începe să abordăm cât mai des discuțiile despre sex la fel ca oricare altă discuție, am putea evita multe incidente și situații neplăcute din viitor. Sarcini nedorite, boli cu transmitere sexuală și așa mai departe. Mi se pare ciudat că în secolul 21 ne temem de educație sexuală în școli, materie care cu siguranță o să trebuiască elevilor peste câțiva ani. Știți întrebarea aia pe care o adresează elevii profesorului de matematică? La ce o să-mi trebuiască mie în viață teorema lui Pitagora? Sincer, din totdeauna asta mi s-a părut o întrebare naivă, dar oarecum pertinentă. Adică e posibil într-adevăr să nu ai nevoie de teorema lui Pitagora în viață. Cu toate astea, suntem conștienți cu toții că o să avem nevoie de educație sexuală la maturitate și totuși fugim de ea. De asta este important să discutăm, cel puțin între prieteni, nu doar ca pe o temă de distracție. Da, recunosc că am și eu în grupul meu de prieteni glume cu tentă sexuală, dar uneori ar trebui să fim și serioși atunci când vorbim despre sex. Mi se pare grav, de exemplu, că eu am aflat de virusul HIV foarte, foarte târziu și cumva întâmplător. HIV este un virus care se transmite cel mai des pe cale sexuală și care, dacă nu este depistat la timp, poate fi fatal. Repet, doar dacă nu este depistat. Vă imaginați că nici în școală, nici la facultate, mie nu mi s-a explicat că există un virus care poate omorî? Un studiu realizat în mai multe școli din Moldova arată că 9 din 10 tineri afirmă că au auzit de HIV-SIDA, ceea ce este îmbucurător. Însă cunoștințele despre HIV sunt foarte vagi. Doar 1 din 10 elevi cunosc informații elementare despre HIV. Aproape toți tinerii au spus că HIV se transmite prin mușcături de țânțar sau luând masa împreună cu o persoană infectată, ceea ce este incorrect. Inclusiv eu, abia de curând, am aflat că un test HIV nu presupune laboratoare complicate, microscoape, eprubete și substanțe chimice, așa cum îmi imaginam eu. Un test HIV poate fi găsit acum gratuit în farmacia familiei, se efectuează pe cale orală, adică cu probe de salivă și odată depistat poate fi ținut sub control cu tratament medicamentos. Deloc complicat. Evident, în aceeași idee o să îndemn lumea să prevină transmiterea virusului prin utilizarea prezervativului. Iar eu am crezut foarte mult timp că prezervativul te protejează doar de sarcină. E bine, nu. Sper că voi sunteți mai luminați decât mine și doar eu nu am avut acces la prea multă informație. Vreau să zic că e important să discutăm între prieteni. E important să nu ne fie rușine, să distribuim informații. E important să dăm exemplu bun tinerii generații. Sexul nu e ceva ciudat, e ceva normal. Nu avem de ce să ne ascundem de subiectul ăsta. Uneori trebuie tratat cu multă seriozitate. Și asta e posibil doar dacă suntem educați.